O să aflăm acum mai multe detalii despre un concert care de fapt a devenit un eveniment tradițional. Vorbim despre un concert care ne arată că muzica poate fi o adevărată terapie, iar, ca să zic așa, inițiatorii și personajele principale, sau unul dintre personajele principale ale acestui concert, este domnul Mihail Agafița, care este directorul artistic și prim dirijorul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunghevici. Bună seara, domnule. Bună seara încă o dată. Da, ca să ne salutăm așa oficial, o salutăm și pe doamna Viorica Agafița, violonistă. Bună seara. Bună seara, Dăniță. Eu mulțumim, știu. Da, mulțumim frumos pentru invitație. Da. Mă bucur că ați acceptat invitația noastră și am zis că o să vorbim despre concertul Terapia prin muzică, dar pentru că totuși este 14 februarie și este ziua îndrăgostiților, eu cum să nu vă întreb un pic despre cum ați, dacă în general sărbătoriți, pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, e o sărbătoare pe care o marcați cumva? Sigur, de fiecare dată o marcăm și de fiecare dată ne simțim cel mai bine acasă. Sigur, am mai improvizat, dar mai ales având în vedere că am revenit dintr-un turneu destul de îndelungat, visam să ajungem acasă și să sărbătorim doar noi doi. Bine, ne așteaptă și fiul nostru care e mai mic, mâine vine și fiica noastră de la București, dar astăzi seară sărbătorim mai întâi în trei și apoi când merge băiatul la culcare. Noi suntem foarte dornici de casă, cum am mai zis, am revenit dintr-un turneu foarte lung și acasă nu mergem nicăieri, anume acasă, o cină gustoasă, cu un pahar de vin și o să fie cea mai frumoasă sărbătoare. Până la urmă, consider că e un motiv în plus să sărbătorim, dar pentru noi orice zi este o sărbătoare, exact, da. Și v-am auzit recent, doamna Agafița a zis ceva așa frumos, mi s-a părut foarte dulce. Ați zis că chiar dacă petreceți mult timp împreună și sunteți căsătoriți de peste 20 de ani? Peste 20 de ani, exact. Ați zis că nu v-ați ne săturăm. Da, nu ne săturăm. Așa este, pentru că eu nu știu cum este altfel. Noi tot timpul am muncit împreună, am colaborat împreună și eu am stat și m-am gândit, oare de ce nu mă satur eu de el? Pentru că probabil este foarte inteligent, are un simț al umorului foarte bine dezvoltat, mai ales acasă. Da. Da, și asta e. Ce frumos, domnule Agafița, asta e chiar o declarație de dragoste frumoasă. Da, păi și ea mă inspiră în fiecare moment și este reciproc. Da, da. Astăzi citeam că mai multe cupluri au ales să se căsătorească, anume astăzi, în zi de 14 februarie. Vreo 75 de cupluri citeam la Starea Civilă s-au scris. Doamne ajută, da. Dumneavoastră, pe ce dată ați făcut nunta? Ne-am făcut în septembrie. Pe 7, nu? Pe 7 septembrie, Și în 2023 se vor face câți ani? 21. Da. Ce frumos. Și fiica va împlini 20 de ani. Deci la noi tot așa, după nuntă, deodată, după 9 luni. Da. Felicitări. Mulțumim. Apropo, fiica dumneavoastră mai mare face tot muzică la... Da, am fac muzică. Ea deja este studentă în anul întâi la București, la Universitatea de Muzică. Da. Național. Suntem părinți de studentă. Da. Și cum e când, iată, a plecat primul, cum ar veni primul pui, a plecat din cuib, a rămas cel mai mic, se simte? Se simte, cel puțin eu în prima lună, întotdeauna intram în camera ei, îmi lipsea, dar acum ne-am obișnuit și... Îi urăm succese și ea se simte bine acolo. Uh-huh. Da. Dar faptul că face muzică a fost ceva, cum să zic, ceva clar, bănuiesc, da? Adică era clar era să facă muzică. Era foarte clar de când era foarte mică, de la grădiniță, tot timpul vroia să iasă în evidență, cu poezii, cu cântecele și clar am zis, e artistă. Da. Cum vorba aia, ce iese din pisică, șoareci mănâncă. Așa, Doamne ajută să fie, să-i placă și să fie fericită. Doamne ajută. E și acum, nu vă mai întreb nimic despre viața personală, să vorbim despre cea profesională. Se apropie un concert, spuneam eu, a devenit o tradiție. Terapia prin muzică este un eveniment care a ajuns la cea de-a noua ediție. A noua ediție, așa este. Am început în 2015 și uite că... Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns și aici și de data aceasta tot pregătim un program foarte frumos. Muzica din baletul Spărgătorul de nuci de Petru Ilie Ciaicovski, care este o splendoare de muzică și aici ar trebui să spun că Ciaicovski a fost primul compozitor care a dus muzica de balet la un nivel atât de înalt, că până la el muzica era doar ceva, muzica de balet, mă refer, era doar ceva care acompaniază dansatorii. Deci valoare în sine, doar poate anumite fragmente, desigur că tot frumoase, dar dacă e să vorbim despre baletul în întregime, deci Ciaicovski de fapt și-a pus intenționat acest scop
pop, de a simfoniza muzica de balet și după, deci compozitorii care i-au urmat au dezvoltat această idee pe larg și uite că s-au născut ulterior și baletele celebre și de Stravinsky și de Ravel și Prokofiev, Haciaturian, Bela Bartok și așa mai departe. Dar de ce v-ați oprit anume la Tchaikovsky pentru această ediție? În primul rând că este foarte frumoasă muzica, într-al doilea rând se potrivește foarte bine cu însăși ideea proiectului terapia prin muzică, pentru că o bună parte din acțiunea acestui balet are loc în vis. Ori noi știm foarte bine că visurile sunt un mister care nu este pe deplin dezlegat și care frământă oamenii din antichitate și foarte mult s-au ocupat de tălmăcirea viselor. Sunt alții care spun că e doar o descărcare a subconștientului și sunt doar simple fantezii. Oamenii de știință încearcă să dezlege misterul prin tehnologii moderne și sunt chiar și niște idei foarte progresiste care spun că prin intermediul viselor controlate, asta sunt niște tehnici foarte speciale, am citit eu niște cărți în sensul ăsta, se poate modela și viitorul, ba chiar soarta. Wow. Deci în sensul ăsta, visele rămân un mister încă nedezlegat, care ne duce pe un alt tărâm, pe unde are acces doar subconștientul nostru, la care noi tot nu avem acces decât doar în vis, sau, mă rog, cine știe, poate yoginii sau cei care meditează. Și acest subiect i-a cointeresat pe unii compozitori, de exemplu, Berlioz a scris Sinfonia Fantastică, unde iarăși întreaga acțiune are loc în visul eroului principal. Debussy a scris Preludi la după amiaza unui faun, acolo subiectul este un pic mai simplu, muzica e foarte frumoasă. Bine, acolo e faunul care a obosit, a îmblat cu nimfele, erau multe frumoase și a adormit. Este visul unei nopți de vară de Felix Mendelssohn după comedie de Shakespeare și uite că proiectul nostru se numește Visul unei nopți de iarnă. Și am zis că se potrivește foarte bine acest subiect și această muzică frumoasă, care este pe de o parte muzică copilărească, dar eroina principală fiind o adolescentă, în visele sale ea își permite, își dă liber la toate trăirile unei domnișoare mature și uite, da. De asta și muzica uneori sună destul de profund și cu anumite note de dramatism care oarecum nu se leagă cu subiectul copilăresc care, da. Este foarte interesant, așteptăm pe toată lumea să visăm împreună în acest concert, care noi spunem așa, concert tire ședință de terapie muzicală și neapărat ar trebui să spun că partenerii noștri din Nădejde sunt medici neurologi în frunte cu domnul profesor, doctorul Ion Moldovanu de la Institutul Național de Neurologie și Neurochirurgie. De fapt, este o frumoasă coproducție sau cooperare, colaborare dintre Filarmonica Națională și acest Institut de Neurologie. Și acesta este proiectul. Și așa cum știu că se întâmpla în edițiile celelalte, și de această dată vor avea spectatorii niște chestionare? Exact, chestionarele sunt foarte bine gândite și analizate conform unor algoritme pe care eu, sincer, nu le cunosc, dar sunt luate foarte în serios, deci nu sunt doar niște anchete așa în care se împart și se răspunde doar de curiozitate. Deci proiectul este cu adevărat științific, pentru că din câte știu, domnul profesor Moldovanu deja a făcut niște publicații în literatura științifică, în reviste științifice, deci la care au acces doar, nu, sigur, toată lumea are acces, dar pe care le citesc doar specialiștii, din afară, cred, din Timișoara, mi se pare, și nu numai. Deci este un proiect, într-adevăr, științific, care are loc o cercetare foarte serioasă. Uh-huh. Și cât timp durează concertul? Concertul noi vrem să-l facem dintr-o singură parte, ca să nu... Da, să nu întrerupeți magia, visul. Da. Da. Și atunci o să dureze probabil cam o oră și 20-25 de minute, cam așa. Uh-huh. Cred, nu știu cât o să vorbesc eu, poate vorbesc mai mult și atunci și se alungește. Succes! Da, mulțumesc! O idee foarte frumoasă, o inițiativă foarte frumoasă. 17 este vineri? Vineri, la ora 18:00, la Palatul Republicii, acolo unde este casa noastră provizorie. Uh-huh. Da. Și acum sigur că vreau să ne povestiți un pic și despre turneul pe care l-ați susținut prin Europa. Ați fost și în Belgia, și exact, în Olanda, exact. Și în Germania. Ne-am întors dintr-un turneu lung de 3 luni. Ne-am fost în Franța, Germania, Olanda, Belgia. Am susținut multe spectacole frumoase, am avut foarte mulți spectatori, adică la fiecare spectacol peste 5.000.
A fost foarte frumos, un turneu de succes, de mare succes, aș zice eu. Și trei luni ați fost doar plecați sau ați mai avut timp să reveniți pe la Chișinău? A, nu, deloc, trei luni doar pe drum. Exact, da. V-a fost dor la momentul? Foarte dor de casă. Dar am fost mult să prezentăm și să reprezentăm țara și cultura țării noastre și am făcut-o cu mare demnitate și cu mare onoare, încă o dată punctez acest lucru. Și am fost apreciați pe măsură, lucru pe care, cu care pot să felicit întreaga țară și întreg poporul nostru. Ați avut timp să vă mai și plimbați un pic, să mai vizitați? Bineînțeles, am cutreierat Franța în lung și în lat. Am văzut de ce am rămas foarte impresionată de frumusețea acestei țări. Deci noi ne minunam, zic, fiecare oraș este o bijuterie. Bineînțeles că am fost și la Paris. Am fost și la Louvre. La o zi Louvre, întreagă, da, nu-ți ajunge o zi, dar în mai mult timp am avut. Și o altă zi a fost chiar întreg Parisul, dar chiar întreaga zi, de dimineață până în noapte. Am combinat foarte frumos munca cu călătoritul, cu vizitatul, deci ne-am umplut tot. Ne-am încărcat, da, rezerve, da. Frumos. Da. Să mai aveți asemenea călătorii. Doamne ajută, mulțumim. Deci avem așa o impresie de parcă ne-am întors din vacanță, așa, dintr-o vacanță mai lungă, da. Așa să fie, da. Să fie un an bun acesta. Vă mulțumim mult pentru prezență. Felicitări pentru turneu și succes încă o dată, domnule Găfiță, pentru concertul de pe data de 17. Mulțumim și vă așteptăm cu drag, așteptăm pe toată lumea cu mare drag. Și acum o să vă invit lângă colegii din Select Quartet. Da. Vă rugăm. Da. Apropo, mâine aveți concert în satul, în Gura Galbenei? La Gura Galbenei avem concert cu Select Quartet. Select Quartet. Da, și cu însoțiți, deci concertul va fi dedicat zilei lecturii. Și vom fi însoțiți de către soliștii noștri, Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Silvia Gonciar și de către maestru Nicolae Jălescu, care va recita poezii. Ce frumos! Concertul este organizat de Ministerul Culturii și noi suntem de fiecare dată bucuroși să mergem și în provincie oriunde, că la oraș, că la sat și orice public ne este foarte drag. Da, foarte frumos! Vă invit în scenă acum. Și iată, doamnelor și domnilor, dacă ne urmărește acum cineva din această localitate, din Gura Galbenei, să știți că mâine la Casa de Cultură din localitate va avea loc acest concert, un concert frumos, susținut de Select Quartet. E minunat atunci când în mai multe colțuri ale țării artiștii noștri reușesc să ajungă și reușesc așa să ne îmbogățească, pentru că muzica ne îmbogățește și ne face cu siguranță să ne simțim într-un fel mai deosebit, așa că eu vă invit acum să ne lăsăm așa duși de valul muzicii bune și să îi ascultăm pe cei din Select Quartet.